Seara bună, Nicoleta Savin, Adrian Struza, ora de veche, studio Epoch Times, o zi plină de evenimente, unele mai triste, altele mai vesele, altele fără simța ridicolului, așa cum se întâmplă multe în societatea românească. O să comentăm cât se poate, pentru că ne-ar trebui vreo 3 emisiuni să trecem în revistă tot ce ni s-a întâmplat astăzi nouă românilor. Crezi? Eu așa zic. Eu cred că ajunge și un film, dar... Bun. Cu ce începem? Cu alea vesele? Că-s puține. Hai să râdem. Viorica Dăncilă s-a făcut iar de toată bafta în momentul în care l-a acuzat pe Iohannis că a inventat un nou cuvânt, cuvântul giroscop, care există, numai că ea nu-l știa. De obicei, când ești mai amărât așa, stai jos, într-un colț. Și nu e nicio problemă că nu știi cuvântul giroscop. Dacă ai o inimă bună, dacă nu te crezi deștept când chiar nu e cazul, o decență, că tot făcea pe decența pe aici. Asta e femeia care ne-a reprezentat pe noi o bucată bună de timp, ca România, așa. Adevărul e că e oarecum reprezentativă pentru România. Dacă stai să te gândești, nici măcar nu poți să te superi pe istorie, că ți-a pus-o în frunte. Da. Asta e viața. E mai urât mirositoare treaba și na, arată rău, dar reprezentativă. Să știi că asta a zis-o la Digi, dar eu am văzut în seara asta, pentru că nu mă uit la canal de niciodată. Deci acest post nu există în mintea mea. Dar acolo a fost la Denis Rifai și a răspuns la întrebări. Și am văzut o trecere în revista a gafelor, făcută de o altă televiziune. Și m-am speriat pentru că... Nu, trebuie acum nu e de mă, acum nu mai e de speriat, că e trasă pe oarecare tușă. Până acum spunea presiune, știi, emoții, importanța postului, președinta Consiliului European, că asta a fost în președinția României. Acum e relaxată, e și acasă. Și nu mai are nici în ureche nimic. Da, după un an de zile în care a făcut sarmale, a văzut emisiunile pe care nu le putea vedea când era premier, a făcut de toate. Suleiman, ce a văzut? Da, n-a spus ce emisiune, dar oricum, e clar că se referea probabil la talk show-uri. Ideea este că a făcut atâtea greșeli și a fost atât de incoerentă. Deci, această emisiune este de urmărit ca să vedem ce glonț ne-a trecut pe la ureche. Doamne ferește să fie ajuns doamna asta președinte a României. Să fi fost atât de neinspirați încât să dea românii cu ștampila în ea așa masiv. Pentru că ea abia acum a arătat că n-are nivel de studentă, nu de profesoară. Da? Ce studentă? Dar, nu știu, petrol și gaze, ce a terminat. No. Dar eu vreau să spun că n-ar fi trebuit să termine, să treacă clasa la gimnaziu. Da? Nu la liceu, nu la facultate. Deci vorbește îngrozitor de prost și de incoerent, mult mai prost decât când scribii scriau hârtiile și ea le citea. Mult mai prost. Păi cred că repeta. E o speculație că nu am date concrete. Acum a trebuit să vorbească liber cu Rifai, să vedea. Rifai era îngrozită, abia își reprima câte un zâmbet. Îi plăcea că se dă în spectacol, îi plăcea că arată cât e de neinstruită, ca să nu spună altceva, dar în același timp se vedea și groaza pe Denis Rifai. Și cred că s-ar vedea pe orice ziarist groaza când ai în față omul care a fost premier României, da? Ca funcție de executivă e mai importantă decât cea de președinte. Banii sunt pe mâna ei. Mai ales în cazul de ultimulelor mandate ale lui Iohannis, când l-au dezbrăcat de o grămadă prerogative. A, bun, acum au intrat și în telefonic și la Realitatea și la Antena 3 să-l scuze pe bărbatul. Pentru că presa a zis că i s-a percheziționat biroul soțului pe niște afaceri imobiliare. Da. Nu că ar fi el vinovat în vreun fel, ci ar trebui să fie martor deocamdată, dar că hârtiile cerute pe tromului trebuiau trimise de el, la trei instanță, și el nu le-a trimis. Doamna a intrat să spună că este o familie integră, care nu are nicio treabă cu corupția. Soțul este nevinovat, e în concediu, lucrează. Nu, în concediu zice o televiziune, dar doamna am auzit-o cu urechile mele spunând că lucrează de acasă, în telemuncă. Și că nu e, are niciun amestec și ei sunt foarte cinstiți și corupția e altora, nu a lor. Și am mai avut o cuvântare în care spune că abia așa s-ar arăta partidul că s-a despărțit de Dragnea, numind-o pe ea pe liste. Adică se cere pe listă pentru că a fost exclusă de organizația Telorman. Cam ieftin trick
șmecheria cam ieftină, așa, nu? Mi se pare. Bun, nu te supăra. Deci a fost președintea Organizației Femeilor, a fost europarlamentară, a fost premier, da. A fost ce a fost. Acum chiar nu găsesc un post de parlamentar pentru ea, nu pentru că aș dori un parlament, ci pentru că PSD-ul arată că era să ne dea pe mâna acestei femei, pe noi ca țară, da? Adică ne-a dat, că fără Dragnea n-ar fi existat Viorica premier, never, never. Da, bun, să ne facă și președinte, da? Iar acum nu o lași să fie nici deputat, pe nicăieri, o fugăresc de peste tot. Nu vrea Telormanul, nu vrea nici Călărașul, nu vrea nici Giurgiu, nu vrea nimeni. Consecvenți. Bun. Trist. Dacă era așa de proastă de lider, de ce ne-ați băgat-o pe gât? Dacă da. Nu e, de ce nu o folosiți? Dacă... Aceasta e problema. Deci știați că e proastă, de ce ne-ați dat-o? Noi ne prefacem că nu știm. Știți că e bună, de ce nu o luați? Adică despre ce vorbim? Era un... Da. Bine, poți să te duci și să scoți declarații sfărăitoare de pe vremea cexurilor lor, care nu se mai terminau. Și toți veneau și pupau inelul. Da, doamna Dăncilă în sus, doamna Dăncilă jos. Poți să te duci să scoți, să faci exercițiul ăsta, dar problema e că îți pierzi o jumătate de zi de încercând să demonstrezi ce? Că e un partid de inconsecvenți, de corupți, de mincinoși? Nu. Asta nu e o știre. Uite, o știre este că în România locuiește salvatorul planetei și al lui Trump. Dacă nu știu. Nu locuiește în România. Habar n-am pe unde mai locuiește. Mă, nu știu de unde transmite, dar cum da, a zis că e de ambasadorul lui probabil Zuckerberg, nu? Sau trimite prin mesager, habar n-am. Radu Moraru îi trimite teste lui Trump pentru că cele pe care le are nu sunt bune. Nu sunt bune. Are domnul Moraru teste bune. Da. Și a fost tentativă de asasinat și dacă ambasada nu-i trimite testele pe care îi le dă el lui Trump, atunci este... complice la planul de asasinare. Nu vrei să râdem puțin? Sau zici că... Nu știu dacă e de râs să râdem, nu e problemă, că putem să râdem, dar e de râs, că știi la... E de râsul plânsul, vorba lui Nichita. Omul ăla adună ceva vizionări pe ne. Bine, acum n-ar fi o poveste asta, că... Stai mă, dar noi spunem adevărul în funcție de câte vizionări au unii sau alții sau nu, ce. Nu, dar spuneam că nu e de râs. Da. A, da, e are adepții lui. E puțin de plâns, că... Știi? Deci e puțină lipsă. Ce se întâmplă de sunt atât de bezmetici oamenii care sunt atât de bezmetici? Mă, nici nu... Pe cuvânt, deci eu... Înțelegem lucrurile. Eu sunt îngrozită că l-am cunoscut atâția ani pe omul ăsta și ce citesc eu aici că a spus astăzi? A spus multe enormități. Dar ce a spus astăzi? Pe mine m-a... Da, mai povestit el de astea cu Trump, că el... Am mă lași. Suporter numărul 1 și că l-a luat... lua contact cu el și că una și că alta. Adică, stai puțin, dacă l-a pus și pe diploma de membru de onoare, acționar de onoare la Nașu TV, l-a făcut pe asta? Un colț, cum să nu? Dar vreau să spun că... E consecvent. Păi nu e de consecvență, l-a întrebat pe Trump dacă vrea să fie pe colț el și să stea cu Statele Unite? Era ca în liceu, când aveai o gagică, dar ea nu știa că era gagică. Avea o frumoasă serie în clasa, nu știu care, a 10-a B și toată lumea saliva. Și da, venea și spunea, da, bă, da, Anuța e gagica mea. Da, mă, da, știe? Și răspunsul în cazul ăsta, nu știe, domnule, să știe Trump. Ce? Din stocul lui personal, domnul Radu Moraru s-a oferit să trimită cuplului prezidențial Donald și Melania Trump două teste de COVID pe care le ia cu vreo 50 de euro bucata din Germania. Da. Morara a stabilit și cine să fie curierul. Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA la București. Dacă refuză oferta nașului, înseamnă că diplomatul vrea să-l ucidă pe Trump. Exact. Concluzia este de la sine înțeleasă. Da? Concluzia este imediată. Trump, te rog să nu mori. Dacă tu mori, ai mormântat și hidroxiclorochina. Ne-ai băgat mască la toți. Da, da? Trump, să nu mori, că dacă mori, ai mierlit-o. Mă, știi că povestea este... De ce are România atâția nebuni? Trump, lasă-ne un testament. Ce facem dacă tu mori? Că nu putem să-l lăsăm pe mortul de Biden. Nu că mi-ar place Joe Biden. Chiar îmi doresc să câștige Trump, ca să știm despre ce vorbim. Da, să te tragi de bâneți cu Trump la modul ăsta. Deci Chris Wallace va fi sacrificat și va muri. Deci ți-am dat un avertisment. E moderator întâlnirii Trump-Biden.
Mai e, nu știi că le spunea la cei de la Air Canada, îi scotea din insolvență, le spunea el cum să iasă din... După criza pandemiei a urmat o grămadă de probleme pentru linii aeriene și parcă Air Canada era cu probleme și le dădea sfaturi la televizor acolo la el. Știe, nu, se pricepe. Mie îmi pare rău că n-a ajuns președintele României, pentru că toate grijile românilor ar fi dispărut. Deodată, brusc, așa. Asta a spus. Da, și te gândești, mă, dar problema e așa, unul, cum a ajuns să fie atât de lipsit de rușine și de simțul ridicolului? E o întrebare, pentru mine personal, e o întrebare. Iar a doua, cum ajungi în momentul în care ești atât de buimac încât să povestești lucrurile astea? Ce se întâmplă în țara asta? Care e conspirația? Încât tu ai 100.000 de oameni care te urmăresc într-un fel sau altul. Nu, stai puțin. Acum să vezi Bălăceanca. Eu am un scenariu, eu, Radu Moraru, am un scenariu pe care o să-l pregătesc. De aceea spun cu anon, toată lumea comandă la mine. Eu vă dau scenariu, omul, adică Trump, trebuie să-l pună la aplicare. Până atunci e bine să lămurim treaba, da? Să-i dăm testele, să-și facă testul simplu și mâine la ambasada Americii facem predarea ca să ajungă în 16 ore la Donald Trump. Nu au în America așa ceva. Noi avem baftă că avem în Europa, în Germania și după cum știți că m-am descurcat, iată că suntem singurii care avem în România așa ceva. Bă, cum poți să spui că tu ai planul și îl dai lui Trump să-l execute? Adică, nu, ce simțul ridicolului? Mie mi se pare, nu știu, zbor deasupra unui cuib de cuci. Miloș Forman. Problema nu este... Deci, cum a, totuși, ce se întâmplă în momentul în care Matrix-ul începe să sughită în halul ăsta și să bâzie la tine, zgomot, să calce... Mă, da? Nu știu. E o întrebare. Dar cum faci tu 100.000 de oameni să uite în gura ta când spui enormitățile respective? A? Tu cum crezi? Ce șansă are România la gradul ăsta de buimăceală? Hai să vorbesc așa, elegant. Ce șansă ai? Ce șansă ai tu ca țară în momentul în care ai asemenea fenomene? Că ăsta e un fenomen, nu e vorba de Radu Moraru. Sunt mulți ca el. Sunt mulți în biserică. Păi ce Calinic ce a zis astăzi, la ce seamănă? Nu seamănă ca două picături de apă cu mesajul... Hai să spunem celor care ne privesc, ce a zis avem cumva? Calinicul. Sau hai să citim, da. Da, păi nu, n-avem ce să avem. Așa. Ia, nu l-am, l-ai găsit tu sau îl citesc eu? Citește-l tu, că nu știu pe unde e. Uite ce zice... Ziariști. Da, uite ce zice acest prelat, înalt prelat, este arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Dar nu înseamnă că cel de la Huș sau mitropolitul Moldovei sau chiar patriarhul ar fi zis altceva. Au zis în termeni mai temperați, dar mesajul e același. Da? Și guvernanții sunt numiți de către el, stai să, din cauze de publicitate, trebuie să așteptăm să pot să citesc. Pentru că așa e. Guvernanți fără credință, neam și țară. Da. Da, mi se par accente de-a dreptul, violente, da? Nu vrea și pace, pentru că... Hai că încerc dacă eu, tu dai, da? De el, eu am publicitate. Ce zice? Zice așa. Editorial scris pe arhiepiscopia Sucevei.ro. Calinic folosește cele mai grele cuvinte împotriva guvernanților care au decis să anuleze pelerinajul. Și zice așa, guvernanții sunt fără credință, neam și țară, infestați cu COVID-ul marxismului. Bun, racla cu moașele Sfintei Parascheva vindecă boli incurabile și propună ca biserica să sfideze regulile pandemiei și să scoată racla în pelerinaj. Pe asta au și perfect. Făcut. Ce mai zice aici? Bun. Păcătoșii nu vor să cinstească sfinții, autoritățile sunt în stare să ceară buletinul Sfintei Paraschiva dacă i-ar fi duse maștele în alt județ și că nu pot înțelege că racla apără de boli acești guvernanți. Și explică cum că
tot ce se întâmplă, o persecuție religioasă, da, din perioada Imperiului Roman sau comunismului. Că acolo creștinii erau aruncați în arenă, la lei, dacă mi-aduc eu aminte, da, să-i mănânce. Și în perioada comunismului, eu știu că se dărâmeau biserici, eu știu că se făceau grajduri din biserici, eu știu că se închideau mănăstiri și așa mai departe. Eu cred că nu s-a întâmplat asta și că cum n-a avut loc nici pelerinajul de la Meca, cum n-a avut loc nici la Roma, la Vatican, Paștele a fost ca și la noi obturat din cauze de pandemie și că în toată lumea sunt măsuri de restringerea unor activități și a unor procesiuni religioase, iar IPS Calinic vorbește ca și cum lucrurile astea se întâmplă doar la noi, acești păgâni de guvernanți vor să omoare credința și e bun PSD-ul că nu o omoară, că aici vreau să ajung. Eu văd alegerile ca și pierdute dacă se amestecă biserica la modul ăsta agresiv. Nu. Pentru că am cerut, ai citit azi mesajul Călin Popescu-Tăriceanu? Nu l-am citit, dar... S-a dat drept mare credincios omul cu cinci neveste. A explicat că nu poate să fie acolo cum e de obicei, dar e cu inima lângă ei și a avut exact mesajul lui Calinic. Păi așa, identic. Așa suna ordinul. Da? Pe unitate? Sau cum? Pe unitate. Da. Bine, să știți că e o întreagă... Eu n-am nicio problemă cu... O clipă, Calinic vine pe postul ăsta liber de pimen, pe care tocmai l-au înmormântat din cauze de virus, nu de altceva. Da, dar nu ai putea să... Nu e bine să lași faptele sau adevărul să... Omoare o știre bună. Să omoare o știre bună sau în cazul ăsta să omoare propaganda. Aha. Adică nu are nicio legătură cu nimic, da? Bun. Ia uite-l pe domnul Pei. Unde crezi că scrie domnul Petrișor Pei? Ei, te las pe tine, că acolo nu e publicitate, Peiu, poți citi. Care... Cred că țărănist era la un moment dat. Da, era foarte oficial. Era țărănist ca și Norica Nicolae. La fel de țărănist. Petrișor Peiu, un editorial l-am pe în față în Q Magazin, nu știu, cred că e luat de pe Facebook. La Floriana Jucan. Cred că e luat de pe Facebook și domnul Petrișor Peiu spune că ei, adică guvernul, au interzis ceea ce nici otomanii, nici comuniștii nu au întrăznit să interzică. Otomanii tăiau capete dacă erai credincios. Brâncovenii parcă au murit, așa țin eu minte, că nu s-au lepădat de credința lor. Dom'le, vreau să, că ne acuză lumea că suntem plătiți de guvern. Dom'le, nu suntem plătiți de guvern. Nu ați văzut niciun contract semnat de guvern. Nu poate să producă nimeni așa ceva, pentru că nu există. Ați văzut advertoriale, în toate sau în marile publicații online, inclusiv G4, erau niște advertoriale grețoase cu PNL-ul, ce a făcut și ce a adres. Mă, la noi n-ați văzut că îl mănânc serverul. Bun? Deci nu ați văzut așa ceva, nu le-am luat tocmai pentru că nu vrem să putem să înjurăm când fac porcării și vor face și au început deja așa, să și facă. Făcut. Destule. Au făcut și azi, au făcut și ieri cu Vlad Stoica și or să mai facă pentru că e un partid infestat. Verbul e pentru infestări cu gândaci și cu șobolani. Uitați-vă la Dex, că nu de alta, dar mai vine doamna Dăncilă și zice că inventăm cuvinte. E un partid care are probleme de când a renăscut sub Radu Câmpeanu și nu o să scape ușor de ele. Dar nu despre asta vorbim noi, ci despre independența noastră. Nu avem nicio treabă cu guvernul. Nu-i cântăm în strună. Dar acum, dacă tu ai un guvern, guvernul ăla, indiferent ce guvern e, se presupune că ar trebui să lucreze pentru a proteja pe toată lumea. Și toată arta este, sau dibăcia este, de a echilibra drepturile unora cu drepturile altora, că se suprapun care sunt mai importante, care nu sunt. Da? Deci, nu, e ceva care trebuie făcut. Nu e neapărat o chestie foarte ușor de făcut. Unii n-au treabă cu Sfânta Parascheva și ar vrea să nu fie... Avem o pandemie pe noi. Apropo, sunt trei țări pe lumea asta care chiar au trecut rapid prin pandemie, foarte puțin atinse. Da? Îi întreabă cineva pe oamenii ăia, mă, ce ați făcut voi? Mă, ce ați făcut voi acolo? Ce s-a întâmplat cu voi? Nu vorbește nimeni de ăia. Da? De țările alea nu vorbește nimeni. Și una dintre ele are o oarecare populație. Și mă refer la Japonia. Dar în afară de Japonia mai sunt încă două, toate în Asia. Taiwanul și Coreea de Sud. Foarte interesante cazuri. Haideți să vorbim un pic despre ele.
Taiwanul și-a luat-o din prima. China a trimis oameni bolnavi pe avionul pe care Taiwanul a reușit după îndelungi presiuni să-și ia taiwanezii din Wuhan. Cred că prin februarie. Pot să produc știri pentru că e o poveste absolut jenantă. Chinezii n-au vrut să extragă taiwanezii din Wuhan care lucrau acolo, până au tras de ei vreo 3 săptămâni. La un moment dat au zis, bun, luați un avion charter. Pe avionul charter au pus și lume care n-avea nicio legătură cu Taiwanul și lume care avea febră. În condițiile în care la momentul respectiv, deja aeroporturile erau monitorizate și îi trăgeau deoparte pe cei care aveau febră. Da? Deci oamenii nu au putut să facă febră în 2 ore de zbor între Wuhan și Taiwan. Era clar că aveau febră în momentul în care s-au îmbarcat. Astfel încât, la următoarea conferință de presă, ministrul sănătății din Taiwan mai avea un pic și plângea, spunând, uite, ăia chinezi, sunt ca și cum ar fi frații noștri, dar sunt tot chinezi și unii și alții. Ne trimit oameni bolnavi, ok? Cu bună știință. Asta e China comunistă. Bun. Taiwanul are o experiență, așa cum are și Japonia. Era cazul Coreei de Sud. E mai interesant. Există o biserică creștină din Coreea de Sud care are temple sau centre sau cum vreți să le numiți, biserici în Wuhan, direct. Și care făceau du-te vino între Coreea de Sud și Wuhan. Oamenii ei au creat principalul focar de transmisie în Wuhan, în Coreea de Sud. Și au fost vreo câteva sute de cazuri, spre 1000, dacă mi-aduc bine aminte. Și a fost destul de greu de conținut focarul ăla. Și asta, aș sublinia două aspecte aici. Deși erau creștini și erau destul de devotați, au făcut virus, au făcut boală, au contractat virusul. Da? Deci nu poți să pui egal între faptul că ești credincios și că nu faci virus. Deci asta cred că ar trebui să ne o scoatem din dovleac. Da? S-a mai întâmplat și la izraelieni, unde și ei au ultraortodoxii lor, care sunt extrem de habotnici, ca unii dintre creștinii noștri. Și nu e nimic rău cu asta. Ai credința ta, vrei să te dai cu capul de toți pereții, perfect. Vrei să-ți ții ritualurile, vrei să faci lucrurile, e perfect. Dar la un moment dat, lucrurile sau acțiunile pe care le faci tu în credința ta calcă peste niște drepturi ale celorlalți. E cum balancezi toată treaba asta? Aici e toată arta. Dar ți s-a părut că vreo unul dintre cei care neagă COVID-ul și dă cu pietre în guvernanți și pune în circulație ipoteze conspiraționiste, are vreo clipă vreo unul din acești oameni măcar cea mai mică îndoială sau tentația de a respecta pe cel din fața lui și părerea celui din fața lui? Da, aia da? E problema. Se pare că ei cred că noi avem dreptul la păreri? După părerea mea, orice religie dreaptă din lumea asta pune pe celălalt, da? Îți cere să ai grijă de celălalt mai presus decât de tine. Da? Să te sacrifici pentru celălalt. Ori asta nu vezi la oamenii care fac genul ăsta de lucruri. Da? E foarte ușor de înțeles. Bun, vrei să ai ritualul și vrei să te rogi la biserică, vrei să te rogi la moaștere respectivă. Eu n-am nicio problemă cu asta. Fiecare e... Chiar n-am nicio problemă. E dreptul fiecăruia să creadă în ce vrea. Până la urmă, dacă vrei să te închini la orice și oricum e o sfântă, nu intrăm acolo. Perfect. Tot respectul. Dar de ce e atât de greu să realizezi că și ceilalți au și ei? Poate că ție nu ți-e frică să te duci, ești credincios, crezi că bunul Dumnezeu o să te lecuiască de toate bolile. Foarte frumos. Dar de ce nu te uiți la cel de lângă tine care nu are credința asta? De ce nu-i respecti fricile lui? Că poate că omului e frică de moarte. Da? El nu are credința. Aia nu se duce la Sfânta Parascheva să se roage. Dacă te duci la Sfânta Parascheva să te rogi ca să îți vindece bolile și să ai o viață bună, mi se pare oricum rupt de ceea ce spune creștinismul. Dar nu asta e povestea. Fiecare crede și se roagă pentru ce are chef. Spuneau azi, prefer să mor pentru Hristos. Dar poate altul nu-i pregătit să moară încă. Dar nu știu dacă ți se cere asta. Nu, dar așa spuneau acolo. N-a zis nimeni că Hristos nu ne cere să murim pentru el. Hristos ne cere să-l iubim. Dar nu știu dacă luând contractând virusul, nu știu dacă mor pentru Hristos. Nu știu dacă pun egalul aici. Eu chiar nu-l pun. Nu știu cum eu nu înțeleg unde este, cum e pusă în pericol libertatea religioasă și cum e anulată Constituția. Deci chiar nu înțeleg. Îi oprește cineva să creadă oricum, în cuvioasa, apropo de anularea instituției, guvernul ăsta, la începutul pandemiei, a ridicat drepturile noastre, ale tuturor, alea constituționale pe care le avem. Da? Și a făcut-o oficial. Ok? Și noi, și eu, și Nicoleta Savin,
Ne-am urcat cu picioarele pe decizia asta lor, care ni se pare suspectă. Credem că înțelegem de ce fac lucrurile astea, tot ni se pare suspect și un lucru care n-ar trebui făcut. Adică, de aici și până la acuz, există o intoleranță majoră a creștinilor de genul ăsta. Majoră, intoleranță, ok? Sunteți convins că nu l-ați pune din nou pe cruce dacă ar veni? Că eu nu sunt convins. Și aveți o problemă mare în cazul ăsta. Eu am avut o fostă țărănistă, Roxana Iordache, care mi-a sărit în cap când am, la o procesiune de 24 ianuarie la Iași, de Ziua Unirii, s-a huiduit pe in. Și am avut un editorial în care am scris, doamne, nu-i normal că puteai să huidui înainte de in și după in. Nu-i normal ca pe imnul României să fluieri și să huidui și să zici ce ai de zis. Pe imnul României, cu sau fără mână pe inimă, stai și asculți. Că de-aia e imnul României. M-a făcut în toate felurile. Așa e și aici ce se întâmplă. Culmea e că tot în Iași. La cuvioasa Paraschiva, dacă într-adevăr o respecti, era ziua ei astăzi, nu te duci să faci scandal. Nu așa ți arăți prețuirea față de cuvioasa. Nu e vorba numai de ea, e vorba de toată treaba. Și de credința preot ta. Și de credință, da. Și de clerc și de tot ce vrei. Nu poți să faci chestia asta față de ea, față de orice fel de sfânt, Sfântul Dimitrie, Sfântul Andrei, că or să vină, că am înțeles că au cerut autoritățile să n-aibă loc nici procesiunile de luna asta pentru Sfântul Andrei la Galați, care sunt tradiționale, și probabil nici la București de Sfântul Dimitrie. Deci nu așa ți arăți prețuirea pentru, da? Că poți să protestezi în altă parte, poftim, du-te în fața guvernului și protestează. Dar te duci la catedrală într-o zi în care alți credincioși se duc să se roage și tu te duci să țipi și să te bați cu jandarmii, nu mi se pare normal. Am văzut acolo amenințări de genul să te tai, o să te fac carne de mici. Cu toporul. O să te tai cu toporul și alte cele. Ce au amenințările astea în comun cu creștinismul? Mă întreb. Cu cuvioasa, cu mitropolia. Cu creștinismul, da. Nimic. Bun, oamenii sunt așa. Ce mi se pare mie foarte grav, și tu zici că nu o să se întâmple asta, mi se pare alierea bisericii. Mesajul din ce am citit noi, fragmentelul pe care l-au dat cei de la ziariști, dar probabil că dacă ne-am duce pe site-ul în cauză, am găsit tot editorialul, care am înțeles că e tare virulent. Este foarte asemănător și cu cel al episcopului Hușilor și cu cel al mitropolitului Moldovei și în ultima instanță cu al patriarhului, care s-a schimbat în 24 de ore și care acum spune că oprirea celor din alte județe să vină la Iași, la cuvioasa, e nemai întâlnită în istorie. Eu mă gândesc că nu aveam voie să intrăm în nicio biserică pe vremea Ceaușescu și să făceau discoteci. Nu e vorba că nu aveai voie, aveai voie. De fapt, nu te rupea nimeni nu te bătea, nu îți făcea nimic. Dar te duceau după aia, dacă erai mai suspus prin întreprinderi, începeau frecușurile pe Adrian, la birou de și prelați ortodoxi și prelați romano-catolici și greco-catolici au găsit sfârșitul în închisori? Și care... nu s-au dezis, da. De nimic. Cât, la cât s-au dezis? S-au dezis destul, da. O parte nu s-au dezis. O parte de la Pitești, educarea printre altele, conținea luarea în derâderea numelui Domnului și a Domnului Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos și a Fecioarei Maria. Asta au făcut comuniștii din totdeauna. Partidul Comunist e un partid de hulitori de Dumnezeu, nu de un Dumnezeu creștin sau de toți. Păi, cum să nu mi se facă rău când vine acum Partidul Social Democrat, Petrișor Peiu, că te rog să citești ceva din ce așa, e un editorial fluviu și numai aici, că m-am uitat, el scrie de obicei pe Spot Media. Acum 3 zile are un text acolo, deci acolo n-am drăznit să publice mizeria asta. Probabil că nici pe ziare.com și probabil că nicio publicație n-ar trebui să-l mai primească după așa un text. Eu n-aș găzdui în paginile mele un om care crede în ce a scris aici, da? Pentru că mie mi se pare de un populism și de o demagogie da. Cruntă. Da, și un naționalism ăsta țâvnos. Gen, e exact mesajul, dacă mă întrebați pe mine, mesajul Pleșoianu. Să nu ne fie rușine că suntem români și ortodoxi. Dar cine a zis să ne fie? Orban e ortodox și român. Ok? Klaus Iohannis e român. Nu știu dacă e ortodox. Nu e luteran. Nu e treaba mea. Dar nu e ca și cum a venit cineva și ne-a zis că ar trebui să ne fie rușine. După cine? Adică după ce negi? Că n-a zis nimeni că ar trebui să ne fie rușine. De fapt, ar trebui să ne fie rușine. Pentru că am avut o
o femeie, una jumate, și au mai fost și alții, suntem conduși de hoți. De ce de ani, de zile. De-aia ar trebui să ne fie rușine. Să dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, da, și cezarului ce este al cezarului, dar noi credincioși și cu nume românești avem datoria să-i spunem cezarului că vom rămâne ortodoxi, indiferent de ce va face el, și nu ne vom calviniza sau luteraniza niciodată. Asta e un atac la Claus Iohannis, care păi n-a clar, deci luteraniza, despre ce vorbim, ce calvinism, ce luteranism, despre, despre ce vorba. Asta e Petrișor Peiu, ce să zic? Da. Deci Petrișor Peiu respectă poporul care a votat, că nu poporul marțian sau poporul german l-a votat pe Claus Iohannis. Ce face sunt vreo 6 milioane de români care i-au încredințat această țară. Ce face Peiu este instigă la ură interconfesională. Asta categoric, asta face în acest punct, text. Cu punct și virgulă, cu subiect și predicat, da? Asta face. Da? Adâncește, sapă la niște crevase între creștini, ceea ce e complet necreștinește de fapt. Păi că sunt tot creștini, mă. Da? Și te folosești de ochi... Plus că bazele pe care construiește toată ura asta și toată țâvnoșenia respectivă sunt false. Omul ăla n-a zis, bă, nu vă duceți acolo că să vă e rușine că sunteți ortodoxi. Niciodată, nici măcar o umbră de lucru de genul ăsta. Da, da, totul nu e o rupere din context. Iohannis. Totul este o rupere din context. Are o logică, nu, pentru nu că dacă te duci Claus la o procesiune, te urci într-un autocar unde nu porți mască. Dacă pleci de la voluntar la Iași, faci 8 ore cu autocarul, că nu mergi cu 100 la oră. Într-un autocar pe care nu-l controlează nimeni dacă au mască sau nu au mască, că e închiriat privat. Te duci și te întorci. Și stai și la coadă acolo. Pentru că dacă nu se spunea să, de către autorități, Consiliul Strategic sau ce este el, că nu e voie la procesiune, ai fi văzut autocar din toată țara. Și ai fi văzut cozi de 10, 12, 14 ore de stat îmbuzit la coadă, că avem experiențe, știm cum s-a întâmplat în alți ani. Da? Cine garanta că și cine garantează că nu se împrăște virusul? Dar cum poți să spui chestia asta? Cei care chefuiesc de zor în clădirile aflate sub stăpânirea cezarului lor, băutorii de whisky și fumătorii de trabuc fără mască, ei ne acuză pe noi de răspândirea bolii de ziua lui. Adică să ne înțelegem, n-a băut altă dată și fiecare avem o zi, din fiecare dintre noi. Dar trecem peste. Ei au declanșat un munte de ură împotriva noastră. Ei au interzis ceea ce nici otomanii și nici comuniștii nu au îndrăznit să interzică. Cine a instigat la ură dintre conducători? Cine a zis urâții pe cei care sunt creștini? Adică cum poți să scrii lucruri de genul ăsta având proprietatea cuvântului, fiind formator de opinie, influencer, având pretenția că ai deținut funcții politice importante în România, ai fost consilier de prim-ministri, da, și ai niște responsabilități. Nu dai cu cuvintele în populație așa pe motiv că zona de presă scrisă nu e, n-are un CNA. Bun, că CNA oricum n-ar face nimic, că mesajul ar conveni acolo. CNA-ul ăla e roșu cu totul și știm unde e de azi. Da. Nu știu, mie mi se pare o mare rușine să te cheme Petrișor Peiu să scrii mizeria asta care e lungă cu, și aduce istoria, argument, lucruri reale despre ce, cum au rezistat domnitorii noștri. N-are nicio treabă cu ce se întâmplă acum. Pe de altă cine parte, a adus maștele? Deșteptii ăștia din guvern calcă în străchin. Da, e adevărat. Într-una. Calcă, n-au comunicatori, fac numai prostii. Domnul Mancea, acela care este șeful sau omul cu comunicarea în guvern, mă ierte Dumnezeu. Am înțeles, el n-a pretins că are o licență, dar... Ar trebui dat afară de acolo. Nu, că, dar că legea nu permite fără licență să te duci într-un post care are rang de ministru. Da? Da? Deci el nu e acolo băgător de seamă, nu e consilierul Orban. Dacă era consilierul Orban, putea să fie și cu 7 clase, nu conta. Deci ai voie să ții un consilier din toate categoriile sociale. Poți să ții un țăran, un muncitor, un intelectual, un grăjdar, un pilot, un politician, un preot. Poți să ții pe cine vrei consilier și să nu-l întrebi de studii. Simți nevoia să știi, să iei pulsul categoriei sociale respective. Dar să numești un om care are rang de ministru, care spune azi n-am mințit, n-am pretins că am licență. Da, dar nu trebuia să ajungi acolo. Era condiție eliminatorie studii superioare absolvite. Nu le-ai absolvit, stai în banca ta. Fii acolo, bun, în presă, că nu te întreba nimeni de nimic. Unde ai fost? Ce-i de făcut? E o întrebare, dar nu... Începusem să vorbesc despre cele trei țări care chiar au niște cifre, și nu vorbesc de China acum, care a înghețat statistica de acum 7 luni sau când,
și au rămas la cele 4.000 de morți și 80.000 de infectați, dacă îți imaginezi chestia asta, există cifrele actuale. E un val îngrozitor în Europa. Eu acum știu că unii, din o mare parte dintre oameni, au senzația că virusul ăsta nu există. Ok. Dacă nu vă place ce vă spun, ieșiți, frate, după canalul ăsta, că nu e de stat. Nu e cu deasilea. Nu l-a văzut nimeni. Testele sunt niște teste care sunt foarte imprecise. Da, sunt foarte imprecise. Am spus lucrurile astea de la început. Da, nu l-a văzut nimeni și e foarte greu să vezi virus și trebuie să ai ochii foarte bine antrenați, că sunt mici. Am început să vorbesc și eu carafila. Nici nu știi ce să le explici la oameni. Da? Nu știi ce să le explici. Cel mai trist e... Da, hai să dăm întâi filmul. Dacă puteți să dați filmul ăsta. Am avut și noi reporteri acolo și, mă rog, au venit destul de triști. Regia, dacă ne dați și nouă filmulețul ăsta, am tăiat o bucățică de două minute. Și cum să nu fii trist când vezi așa ceva? Aveți în imagine o domnișoară care se plânge că i s-a rupt masca. I-am luat, ni s-a exprimat la microfon dânsa ceva mai devreme și se spunea dânsa că virusul există, vrea să se protejeze și că cei care nu poartă mască, cei care nu poartă mască sunt sataniști. Se folosește foarte des cuvântul sataniști aici. Doamna, mi-au rupt masca serviciile și au trimis oameni. Cei care mi-au rupt mie masca din au nu sunt creștini, sunt sataniști și vor să dea coronavirus. De-aia îndeamnă lumea să nu poarte mască. Noi creștinii purtăm mască, dar au venit să ne reprezinte ca de obicei cei care ne compromit. Mata, asta-i bolnav, nu ascultați! Mi-a rupt masca. S-a îmbrăcat în tricolor și îmi zice mie că masca e de la diavolul, masca protejează lumea. Da, noi suntem pentru mască, dar nu-i normal să ne oblige să credem că biserica îmbolnăvește. Avem dreptul la replică, numai sataniștii apar la televizor, doamnă. Prea multe satanisme, mamele și nebunesc copiii, televizorul îi nebunește. I-ați rupt masca? Rupt masca cumva? I-ați rupt masca? I-ați rupt masca? Nu! Nu! Multă vrajbă. Și nebunie. Peste toate astea, cine crezi că patrona pe acolo? Domnul Diplan. Ovidiu Diplan. A venit, s-a îmbrâncit cu jandarmii, a reușit să spargă și să intre, da, și a făcut treaba și a plecat. Foarte interesant. Codruța Cerva cu Oana Lovin. Cu doamna Ciceală, cum o cheamă? Nu, ce Ciceală? Nu Ciceală, nu știu cum o cheamă. Șușală. A, da, o avocată fără cauze. Șoșonea, ceva. Șoșonea, care a preluat toate cauzele năpăstuiților de credință, aia de prigonește România și îi omoară în credința lor. Republica de la Scăieni. Mă, nu știu, deci... Există o voluptate a zbieratului pe tarabe în România. Asta e un fapt. Asta. Biserica Ortodoxă Română s-a comportat aici exact ca la referendum, da? La cel referendum pentru familie și cred că a pariat greșit. Sper că a pariat greșit. Nu, mai mult ca sigur a pariat greșit. Sper că poporul a înțeles că nu poți să fii patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și să ai poziția pe care o ai. Atât de ezitantă, cât și foarte clar că virusul e mai prezent ca oricând, mai prezent ca în martie sau în aprilie. 4.000 de cazuri azi. Așa, record. Tocmai l-am văzut și pe Papa Francisc, care și-a schimbat formula de salut și admite că te poți infecta. Nu poți, ca păstor al bisericii, să dai exemplul ăsta oamenilor. Asta e problema. E o problemă și între eu... Cât casa e? Că e prea fericitul patriarh al Bisericii Ortodoxe. Și atunci, dacă el a spus asta, ce crezi că o să spună cei de sub din ierarhie, din sinod, de la purtătorul de cuvânt până la mitropoliți, până la episcopi, până la ierarhi și așa mai departe? Mesajul va fi acesta? Întrebarea este, românii îl vor taxa sau se vor solidariza cu mesajul bisericii care se suprapune pe cel al Moscovei, îmi pare rău să spun. Adică, patriarhul știe. Dar știi care e povestea cu Moscova asta? Că nici Moscova nu face foarte bine. Cifrele oficiale ale Rusiei sunt 14.200 de cazuri în ultimele 24 de ore. Nu sună bine.
Nu sună, dar uite, tocmai Putin a anunțat astăzi că a înregistrat al doilea vaccin. Bun. Acum nu spune nimeni că primul era bun. Că sunt probleme cu el. Păi sunt. Sunt două companii americane care au sistat testele, mari amândouă. Dacă au avut un singur bolnav care nu s-a simțit. AstraZeneca era unul și mai Lilly, cred că acum două zile. Deci sunt o grămadă de probleme cu vaccinurile respective. Da, deci Rusia 14.000 de cazuri, Amsterdam, Rotterdam și Haga, unități de primiri urgențe închise de asediul COVID. Există un val care a venit în Europa după... Na, nu o să stau eu acum să bat, să disec de ce a apărut valul ăsta. Dar știm cu toții, s-a închis Madridul, e lockdown la, în Israel, deci Israelul închide țara complet a doua oară. De ce ai vrea să faci tot scandalul ăsta? Mă întreb. De ce nu alegi o cale minimă decent? Unde e decența? E vorba de decență aici. Nu e, de asta, de asta mă mir că o face patriarhul. Eu știu de ce o face Putin. Putin are nevoie să erodeze încrederea în orice fel de autoritate în Europa, în Uniunea Europeană, pentru că totdeauna și-a dorit să o destabilizeze. Eu înțeleg interesul Putin. Da? Că și el mult timp a negat pandemia, când a pus în fața evidenței, n-a mai putut să o nege și a acceptat-o și a luat măsuri și a închis Moscova și a făcut ce a făcut. Dar nu înțeleg pe patriarh, nu înțeleg pe înalți ierarhi din sinod, din bor, că au acest tip de poziție care pur și simplu îi pune în degringoladă și pe cei credincioși care până acum purtau mască, se purtau disciplinat până astăzi și i-au auzit pe ierarhii înalții ai bisericii spunând ce au spus și de mâine s-ar putea să nu mai poarte, pentru că așa a zis patriarhul, nu? Te pui în, dacă urmezișul, știi, te situezi la polul opus guvernării, oricare ar fi ea, într-un caz care privește sănătatea publică, până, despre asta vorbim. Da. Nu vorbim despre alegeri aici. Dar nu e vorba de alegeri, vorbim de sănătatea fiecăruia dintre noi. Acum, dacă pleci de la premisa că nu există virusul, ok, reporterii noștri au luat inclusiv au luat interviu unui prelat, unui preot cunoscut în zonă, care a fost infectat cu COVID și s-a întors din spital, da? Și omul a făcut COVID, n-a murit. Îți spune cu subiect și predica ce i s-a întâmplat. Nu poți să negi virusul. Mi se pare așa un amestec destul de halucinant de dezlipiri de realitate, da? Deci, bun, în momentul în care ai un prelat care pățește asta, l-ai pe Pimen, care, bun, zici că avea 88 de ani sau cât avea. Dar știi că se mai întâmplă lucruri, s-au întâmplat în toată lumea. De ce ai vrea? Unde e responsabilitatea? Tu, ca patriarh, când zici, nu, vă vindecă credința, ești convins? Nu știu, eu sunt copleșită. Ești convins că dai testul ăsta oamenilor? Tu le dai un test în momentul ăsta. Tu le spui... Nu, dacă ai adevărata credință, aruncă-te în foc. Ești convins că oamenii au adevărata credință și că dacă se aruncă în foc, nu e, o să reușească să iasă de acolo? Pentru că dacă nu ești convins sau dacă se întâmplă să nu fie așa cum spui, tu i-ai pe conștiință, tu ești pus să ruinezi credința în tine personal și în instituția pe care o reprezinți, în biserică. Eu, asta faci. Eu, dacă Iașu o să fie pălit acum sau în următoarele două săptămâni, de un val îngrozitor de infectări. Tot în capul guvernanților va cădea. Credeți că va ieși? Își asumă cineva că va, Nu își va asuma nimeni. E țara în care nimeni nu își asumă nimic. Au tupeu să spună că din cauza că am avut alegeri locale, din cauza asta e una din teorii, pandemii. Da. Dar nu este adevărat. Se bazează pe ce? Numai pentru cine n-a fost la vot poate să admită asta. Cine a fost la vot și știe cum s-a votat, știe că nu s-a întâmplat așa. Dar despre asta e vorba. E vorba despre o biserică care intră în coliziune cu politica statului la vreme de pandemie. Da, asta e. Despre asta vorbim. Aici lăsăm alegerile foste, viitoare, prezente. Tu, ca patriarh, tu, ca episcop, nu poți să ai astfel de atitudine. Pentru că puterea exemplului tău este pentru poporul, pentru turma ta, vitală. Adică eu... ca o creștină ortodoxă, sunt total dezorientată de ce am auzit astăzi. Deci m-am rămas siderată. Și mă întreb ce spun oamenii care aparțin acestei biserici, ce mai cred după ziua de astăzi. Pentru că le-au dat voie la un moment dat chipurile ca să nu se degenereze acolo situația, le-au dat voie să intre și fără mască, să meargă la cuvioasa.
și să intre și dacă sunt din alte părți. Adică eu aș vrea să-l întreb pe Patriarh, legea există în țara asta? Adică nu. Se respectă? Sau unde e lege, e tocmeală? Păi da, nu, cred că ar trebui să-l dea afară pe ministrul ăla care se tot pozează și cu poezii și pisici pe Facebook și reușește să fie extraordinar de jenat. Altă poezie și acolo. Da. În loc să faci poezie, ar trebui să te duci să pui mâna. Nu, eu mi-aduc aminte că, de pildă, biserica nu plătește taxe și spune că... Nu, asta e, cred că nici asta. Că ar plăti și mâine taxe dacă ei s-ar da averile secularizate înapoi. Și acolo nu e corect. Adică, pentru unii statul e mumă și pentru alții este ciumă? Mă întreb. Da? Că atunci când de la stat s-au dat bani pentru... Că acum spun, vai, ne-a dat PSD-ul. Nu v-a dat PSD-ul, că nu i-a dus de acasă, domnule Patriarh. Prea fericirea voastră, sau cum se zice, ca să fiu corectă ca limbaj. Banii aceia pe care le-a dat Gabriela Firea provin din taxele românilor. Da? Deci noi i-am dat. Nu i-a dat Gabriela Firea și nici Partidul Social Democrat, ca să ne înțelegem. Adică puțin respect și de la unii și de la alții și de la puterea lumească reprezentată de legislativ și de executiv și de politicieni și de la puterea bisericească, da, spirituală, reprezentată de patriarhie. Puțin respect, că până una alta sunteți ai noștri, ne reprezentați și v-am ales să ne păstoriți sufletele sau buzunarele. Așa cred eu că stau lucrurile. Poate greșesc. Și ca să nu creadă lumea că îi ratăm pe ăștia de la PNL, ia uite ce se întâmplă azi. Pe cum să-i ratăm? Nu-i ratăm. Uite, cifra nu e cifra, bai 3, ba nu-i 3, bai scenariul roșu, ba nu-i scenariul roșu. Eu ce să mai înțeleagă bieții părinți, de pildă? Postare a domnului Avram Liviu. Florin Roman este autorul unui proiect de lege care dă imunitate penală și civilă membrilor Consiliului ASF și angajaților acestei instituții. Mai creăm o bucată de încă un strat de oameni care sunt mai egal decât ceilalți oameni. Stai puțin, că dacă îi face asta pentru niște amărâți, aș crede. Salariile la Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, ceea ce este ASF-ul, organism care supraveghează băncile, bursa, fondurile de investiții, societățile de asigurări, sunt uriașe, sunt cele mai mari din România. La ASF s-au dus toate nevestele, soțiile, amantele, nepoatele, nurorile, ginerii și fii. Adică e acolo o coterie. Nu e vorba nici despre bani, că sunt și niște privilegii, gen diurnă, bani de chirie și transport. Bun. Proiectul a trecut cu viteză amețitoare, zice Liviu Avram, prin Camera Deputaților, prin cooperarea dintre PNL și PSD. Asta nu înseamnă USL? USL. USL. Ce faceți, domnul Orban? Trăiește în sufletele dumneavoastră. Vreți să convingeți pe toată lumea că pur și simplu avem de a face cu un partid unic? Eu am zis-o, m-am plictisit. Nu e vorba de bani. Banii sunt bașca. E vorba de imunitate penală și civilă. Mă, dar de ce? Aș vrea să vă motivați. Păi stai, am citit în Ziarul Financiar ceva de genul, trebuiesc protejați de hărțuirea entităților controlate, care sunt foarte avute și puternice. Adică te-ar hărțui, să zicem, niște multinaționale prezente în România în asigurări. Dar de ce? Nu avem încredere că justiția se pricepe? Nu, dar hoții de asigurări sunt Euroinsul, care e bulgăresc. Așa. Și cu Insurance City, care e genere ăsta, cum îl cheamă, cumnatul Adrian Stase, domnul Dobescu. Perfect, dar oricine ar fi, poate fi și după Marte. Hărțuirea asta cum se produce? Ei ciungă în păr pe stradă? Nu. Chipurile, dau un judecat. Dacă, ca să te poți supraveghea corect, trebuie să fiu imun, pentru că altfel tu mă hărțuiești în instanță. Cum? În instanță. Da. Dar n-avem încredere în instanțele din România? Uite, Consiliul Concurenței n-a cerut asta. Cele mai mari amenzi din România la multinaționale, deci le-au dat ce de la Consiliul Concurenței. Te dau entitățile în judecată. Tu ajungi cu un caz pe masa unui judecător. Ai drept la o curte de apel, dacă nu-ți convine... Nu, dar denunți hărțuirea, Adrian. Lasă că până să ajungi la curtea de apel, te hărțuiești o multinațională. Ești la televizor sau dai un comunicat de presă și spui, ieri m-a sunat pe firul roșu sau mi-a bătut la ușă sau mi-a bătut cu pumnul în masă sau cu piciorul în prag, cu tăriță care este, nu știu ce este, ambasador, șef de multinațională, cățel purcel. Adică ai un instrument să te bați cu asta. Nu-ți trebuie o lege care să-ți dea, să-ți plătească diurna, să-ți plătească chiria. Nu e vorba de bani. Hai să scoatem banii din ecuația asta. Deși și aia e o problemă. Păi dar banii oricum sunt foarte mulți.
Dar tu creezi încă o clasă de privilegiați care nu răspund în fața legii. Când ai 15.000 de euro pe lună să-ți mai plătească statul și chiria în plus? Tu vorbești de bani și eu vorbesc de un principiu. Da, vorbesc de principii. Că nu ne ajunge toată protipendada aia de parlamentari care se apără unii pe alții. Și aici nu mă refer la PNL, că PNL îi mai lăsau să scurgă în justiție, ci mă refer la PSD care se apărau exact ca o bandă de hoți, unii pe alții. Exact ca o bandă de hoți. Da, nu ne ajungă aia. Mai creăm încă o breșă. Și după aia va veni altă breșă, că dacă, știi cum e, e un precedent, pe acolo intră și dau nevală toți. O să avem o grămadă de imuni la penal și civil. Știi? Ce e asta? Păi mâine cer și alții. Stai, Roman. Mâine vin și zic. Florin Roman. Ăia de la NRE or să zică de la energie. Vrem și noi. Vrem și noi, că și noi suntem hărțuiți. Vin și de la ăia de la resurse minerale. S-a întâmplat asta deja, pentru că avem pensiile speciale, la fel s-au întâmplat. Au creat o breșă cu militari, după care au intrat toți pe acolo. Și unii și alții. Asta e un mare pericol, pentru că toate autoritățile acestea, așa zis, independente, vor veni să spună, dar SF-ul de ce poate? Ce, noi suntem mai proști? Florin Roman, PNL. Florin Roman, PNL, de la Alba Iulia, da? De acolo provine. Fost jurnalist. Rușine, Florin Roman. O veste bună ar fi că... Și șeful deputaților grupului PNL la Camera Deputaților, trebuie să spunem exact. Și asta. Proiectul cu închisoarea de acasă, care ni s-a părut și l-am criticat și eu și tu la emisiuni, al doamnei Gorghiu, altă stea liberalismului românesc. Există, e un backstory, e o agendă cu proiectul ăsta pe care nu poate că pomenești tu. E un băiat care e în închisoare pe care ar fi scăpat. Hai să nu spunem, să nu creăm supoi, să nu dăm ca drept bun, dar doamna Alina Gorghiu, penelistă, pe vremuri, acum vreo câteva luni, propusese un proiect prin care închisoarea se facă de acasă. Da. Cum ar veni Dragnea de la vila dumnealui, nu? Da. Îl ducea în vila dumnealui, aia cu teren de tenis, cu toate alea acolo, îi punea o brățară de picior și îi dădea. Dar tu ți-amintești că Partidul Național Liberal a avut îndrăzneala să spună că n-a știut de proiect și că a fost pusă toată conducerea în fața faptului împlinit? Bun, să presupunem că ar fi avut Alina Gorghiu acest tupeu și a fost atât de indisciplinată încât promovează un astfel de subiect aducător de moarte electorală fără să anunțe partidul. A sancționat-o cineva pe doamna Gorghiu? Mă întreb așa. A primit vreo sancțiune? Că bănuiesc că va fi din nou pe liste la alegeri și va fi recompensată corespunzător. Nu, din câte știu. Domnul Orban, ce faceți cu doamna Gorghiu? Mă întreb așa. Unul dintre procurori, citat de Europa Liberă, spune că dacă ar fi fost votat, ar fi condus la o avalanșă de infracțiuni economice. Evident, te duci, furi 5 milioane de dolari. Și stai acasă, euro. Ai piscina, ai teren de tenis. Vila, efect, și gata, ești bine mersi. Și rămâi și cu ceva bani. Nu, dar stai acasă unde, da. La casele lor, nu sunt cale noastre. Casele lor au piscină, au teren de tenis, au parc, au de toate. Au nivel de trai ca și când ar fi la Monaco, unde tot stă grupul. Cum mai pedepsești? Cum te mai... Șmecheri. Cum mai ai tu stat grijă ca să faci ceva astfel încât să nu dai liber la hoție, de exemplu? Mai vorbim de crime, că intrau și crimele aici. Ieri povestea, spuneam că infractorii... Doamna Gorghiu, da, PNL. Vorbeam de confiscarea extinsă a averilor și vreau de ieri și vreau să aduc un codicil, pentru că aș fi nedreaptă. Este directiva europeană pe care în sfârșit am pus-o și noi în aplicare, pentru că stătea de mult în sertare și în pluse de praf, dar această directivă europeană e impusă în Parlamentul European de românca Monica Macovei. Trebuie să o spunem. Da, am vorbit ieri asta. Nu, da. Am crucificat-o pentru asta. Vreau să repet, ca să se știe, că am văzut, mi-e dragă Ana Bircea, dar de aici și până o face eroină, e cale lungă să-mi ajungă. Just părăria pentru cum a știut să se extragă din PSD în ultima clipă, dar nu pot să spun că e doar meritul ei, că nu e doar meritul ei. Proiectul depus pe 10 decembrie 2019, în plină bubuială, așa. Iar Gorghiu a cerut procedură de urgență pentru adoptare. De Crăciun și de Paști se dau tunurile. Totdeauna, printre sarmale. Paf, paf. Doar nu ești atent și trece. Toată lumea alergă după porc să-l ia să-i... Șorici. Să-l pupe în bot și să-l atârne în... Da.
18 februarie, Consiliul Economic și Social, prin semnătura președintelui Iacob Baciu, a dat aviz favorabil. Păi ce-i durea, păi? Consiliul Legislativ, 5 martie, a avizat favorabil propunerea cu câteva observații minore, de formă. Da? Bun, și s-au spălat pe mâini, ca Pilat din Pont, prin avizul pe care îl emite, nu se poate pronunța asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate. Limba de lemn. Dragă, Curtea Constituțională, de pildă, ăștia-s oamenii, a dat astăzi o decizie la care singura opinie separată, am înțeles că a fost, care opinie separată, nu știu scorul, a fost a lui Daniel Morar, prin care dă voie legislativului să stabilească alegerile când are el chef. Și spune că dacă e cu maximum 3 luni de la expirarea mandatului, e voie să amâne alegerile. Dar Constituția spune că nu e voie decât dacă e stare de război. Nu ai voie să prelungești mandatul nici cu singură. Da, asta spune Constituția. Și da, Curtea Constituțională a zis că Constituția e deștept pe jos, pentru că dacă PSD-ul vrea să le amâne, să le ducă în martie, apoi domnul Dorneanu, care are spor de praf, spor de confidențialitate, spor de extenuare intelectuală, cade în cap și mai e un spor acolo, 12.000 și ceva de lei, 12.500 de lei încasați din sporuri. Sunt unii care au câștigă 12.000 de lei într-un an. Domnule Dorneanu, matale, banii ăștia numai sporuri. Da? Deci Curtea Constituțională dansează și face de cap. Noi acum ce am făcut azi a fost să pictăm de fapt imaginea unei structuri care e orice numai stat. Și multe facem asta de seara povestite. De seară. Multe asta nu e stat. Este o gașcă de derbedești, de hoți. Nu e stat. Oameni fără diplome care se presupune că veghează la securitatea și... Un om fără bacalaureat cu 10 clase să ajungă profesor universitar, conducător de doctorate. Păi să nu cazi din picioare. Asta să facă rău. E un fel de Babilonie pusă claie peste grămadă de imposturi. Și pe de altă parte ai niște oameni confuzați, vai de capul lor, instigați, inclusiv de prelații bisericii. Aia e instigare. Grav. Eu pe oamenii aia dezorientați pot înțelege. Nu înțeleg. N-au încredere în autorități de niciun fel. Cum ai putea să ai? Dar cine a semănat-o? Cum ai putea să ai încredere în autorități când știi că îi împușcă pe oamenii aia la revoluție și după aia pur și simplu sfidează pe toată lumea 30 de ani. La Mineriadă. La Mineriadă. La 10 august. Da, deci este evident că le fură mari corupți, se duc toți peste graniță, trebuie să-i mai, te duci după ei, mai găsești, nu-i mai găsești. Păi te cum, domnule, cu piedone primar la colectiv în sectorul 4, unde a avut loc nenorocirea, și îl aleg cei din sectorul 5, că a venit Nichi Scorpion și a dus aliniat tot ferentarul și nimeni nu vede că a fost furăciune la 5? Păi îndrăznește să vorbească Tudorache la 1, eu stau în 5, știu ce vorbesc. Nu l-a votat nici naiba, în afară de cei din Ferentar, romii din Ferentar, să nu le spun altfel, aduși de un conațional de-al lor, Nichi Scorpion, care deține piața la Hova și care taie și spânsul în sector. Asta s-a întâmplat în sectorul 5. Pentru că este inadmisibil ca un om care a făcut ce a făcut la colectiv, care a fost condamnat în primă instanță la 8 ani, să fie ales primar. Și să spună, poporul a fost judecătorul. M-a declarat nevinovat și m-a ales primar să mai vină să mă și sfideze pe deasupra. Asta e România. Deci asta e România. România e a Gabrielei Firea, care țipă că a fost furată de 2 săptămâni, nu mai termină, de a ajuns Ponta să-i explice că a trebuit să mai meargă acasă puțin. E altora fără școli, e a doamnei Dăncilă, care va termina petrol și gaze și a fost profesoară, dar vorbește ca la clasa a 4-a barată. Asta e România. Și atunci de ce să-i cere lui să aibă încredere în cine? Rafila, care râdea de se prăpădea în studio și acum candidează numărul 1 la București, la Senat. Rafila râdea de noi când îi spuneam ce se va întâmpla. El zicea că e cu punctișorul? Care zicea că e punctișorul? Străinul cercel. Nu era un punctișor pe hartă, nu ajunge la noi. Absolut penibil. Și dita mai doctorul, noi nu suntem medici. Mai lipsește Străinul cercel la să candideze din partea PSD și oamenii care are cu totul alte treburi, nu îl interesează politica. Are bucățile. Da. Ăștia sunt oamenii, asta e România. Întrebarea e până când și răspunsul pe care cred că aș vrea eu să-l dau este că nu. Mai dansăm așa în felul ăsta câtva timp, dar nu foarte mult. E imposibil. Ce avem în față sunt niște încercări și niște lucruri care se pun, sunt niște încercări montate sau
pe care ni le pune istoria în fața fiecăruia dintre noi, dar și în fața colectiv, în fața poporului român. Așa cum japonezii știu să se descurce, să iasă de acolo. Mm-hmm. Taiwanezii au avut, nu știu, 400 de cazuri, au avut câteva sute de cazuri și au reușit să, pur și simplu, să iasă de acolo, s-a terminat povestea, neozelandezii. Dar dacă China era corectă, n-aveau nici cazurile astea taiwanezii, hai să o zicem. Bineînțeles. Deci, dar cum a făcut-o? Prin disciplină și coeziune socială, ceea ce la noi este zero barat. Și să știți că e o chestiune de viață și de moarte, nici măcar individuală neapărat, ci ca popor. Riscăm să ajungem să cădem în derizoriu cu prostile. Vremurile sunt foarte grele. Noi votăm într-una niște rebuturi morale care ne mint și ne înșală și ne prostesc în față și întrebarea e, bă, dar cum de avem discernământul atât de coborât încât să nu ne dăm seama că oamenii pe care alegem să ne conducă, ne conduc fix în râpă. Cum? La o scară, deci o scară istorică asta, vorbim de 30 de ani, aici vorbim de o întâmplare, vorbim de Vadim Tudor Iliescu odată și mai știu ce prost, votăm rebuturi morale într-una. Da, am văzut-o pe Monica Anisie, care e ministra învățământului, da? Făcând greșeli gramaticale. Bun, și profesoară de limba română. Problema că fac greșeli de oameni etice, care... morale, fundamentale. Lasă-mă, deci, până la etică și morală, până una alta, hai să punem oameni cu școală. Păi mai vedem dacă mai e etică și morală, dăm și un examen, nu știu cu ce măsură. A zis-o morală. Cineva că partidele politice sunt pline de tâmpiți. Da? A zis-o cineva pe Facebook, nu știu, un influencer. Nu faci niciodată, nu o să iasă treburi deștepte cu tâmpiți. Niciodată. O să-ți numai porcării, numai șobolănie cu tâmpiți. Pentru că ăștia nu folosesc, nu sunt buni de nimic decât la șobolănii. Că noi râdem de dăncilă, dar ciolacul cum vorbește românește? Că dai și fugi. Nu-ți mai trebuie. Da, deci și răspuns, și întreba, deci, domne, cum am ajuns să avem un discernământ atât de jalnic încât să nu ne dăm seama că oamenii ăștia ne vor duce fix în prăpastie. Da, atâția ani de zile ne dezmăticim. Tu ești optimist, mie foarte nu, teamă. Nu, eu nu sunt optimist deloc. Nu, spuneai că biserica nu va fi urmată de popor, să dea Dumnezeu. Nu. Dar biserica ce nu trebuia să dezamăgească așa de mult în aceste zile. Ce spune este că există două Românii aici. Există o Românie care n-are, habar n-are pe ce lume e și ce vine. Uh-huh. Și care ne trage și pe noi ceilalți. Și există România cealaltă, care e conștientă, care înțelege lucruri, știe încotro vrea să meargă, indiferent dacă sunt făcuți marxiști sau nemarxiști. Și apelativele astea sunt ciudate. Da. Care mai înțelege câte ceva. Și sataniști. Da? Să știi că și să știi că diferența e foarte clară. Uite, o să ne oprim aici. Dar cred că la un moment dat lucrurile se vor rupe, că nu poți să omori. Știi? Ai un coș cu mere, le iei palea stricată și le arunci, de dragul celor bune. E un proces care se va întâmpla. Să dea Dumnezeu. Nu, dar asta e. Altfel ce faci? Îți bagi joc de toată lumea. Îți bagi joc de oameni ăștia care se chinuie să facă niște lucruri pe niște principii, pe o bază clară, curată, înțeleg. Da? Pe baza unor virtuți, pe baza de muncă și de cinste și de tot ce înseamnă bine. Nu se va, nu o să țină nimeni merele unele cu celelalte la oaltă în coș, la nesfârșit. Este absolut imposibil. Cine și închipuie treaba asta, după părerea mea, se înșală amarnic. Da. Pe mâine mult ar fi de discutat, foarte mult, te repet, dar nu mai este timp. 22:30 București TV, mâine ora 21 tot aici. Toate cele bune tuturor și sănătate și înțelepciune.